Noroc și bună dimineața! Noroc Dragoș Lupei, noroc Sergiu Șeremet, noroc Andrei Captarenco, noroc Petru Scalețchi, băi și geografie bogată este aici în comentarii și în, printre voi. Noroc Roman Cociuc. Presupun că unora trebuie să le spun bună dimineața și unora trebuie să le spun seară foarte târzii celor de pe continentul nord-american. Cred că americanii de prin California ar putea să mă mai prindă la o oră decentă. Restul ar trebui să doarmă. De ce eu nu dorm? De ce este aproape ora 2 aici la Montreal și eu nu dorm? Pentru că ziua mi este tare greu să fac și aici și acum vreau să fac. Din vari motive. Pe scurt, vreau să vă anunț că în câteva zile o să fiu la Chișinău și cu 3 copii în casă, o scuză din ultima vreme pe care o folosesc destul de abundent, cu 3 copii în casă, aparent e nevoie să gătești, să mergi uneori la cumpărături, după aia să stabilești ce bagaje și pe unde intră. Eu niciodată nu credeam că copiii mănâncă în fiecare zi, deci detaliul ăsta pentru mine nu era... E o noutate. Eu credeam că se poate deschipuit. Gen, de luni până vineri e ok, că și cum mergi la școală, creierul obosește, dar sâmbătă, duminică, odihnește. Eu pot să mă trezesc dimineața, stau ftâcnit în știri din Moldova și să n-am nevoie de mâncare. Ei nu. Dimineața, mâncare. La școală au pauză, mâncare. Când se întorc la școală, mâncare. Seara, 4 mese. Cine muncește, cine huzărește. Anyway, ne budem adlinnăm, adolgăm. Mai scurt, în câteva zile sunt și eu la Chișinău, aproape de mulți dintre voi. Bună dimineața și seara bună celor care mă urmăresc. M-aș bucura să vă salutați și voi cu mine, să-mi spuneți ce mai faceți, cum vă simțiți, care sunt sentimentele voastre apropo de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, dacă urmăriți ceea ce se întâmplă pe scena politică. Adăugați și un like mai sus, o inimioară, ca să ne vadă mai multă lume. Pe mine mă macină mai multe sentimente. Nu știu dacă voi treceți prin asta, dacă voi aveți sentimente de îndoială sau sentimente de frică sau o cantitate nebună de întrebări la care încă nu aveți răspunsuri și tot frunzăriți și dați feed-ul ăsta de știri în jos, în jos, băi, când s-oprește, stai o leacă, ieri te bucuri pentru polițiști care au ieșit la rampă și o recunoscut și o susținut guvernul Sandu și zici, băi, ia uite, crapă, oameni din sistem prind la curaj, prind la voce, azi te trezești dimineața și îi vezi dați afară pe geam și fostul așa numit șef al lor spune că el nu a văzut asta. Ok, bebe. Și ceva nu a fost. Dar hai că ajungem și acolo. M-aș bucura să aud și voi să-mi spuneți ce credeți, prin ce treceți. Alexandru Bereghici spune că tormozim, nu ieșim în stradă, blea. Uite, eu abia aștept să ajung la Chișinău și să văd ce înseamnă stradă. Pentru că eu am vorbit cu câțiva oameni dragi apropo de ce ei se întâmplă în stradă. Și eu de departe, probabil aveam același sentiment, e nevoie de ieși din stradă, dar oamenii dragi din Chișinău ne-au zis no way, Jose, în niciun caz, nu am de ieșit în stradă. Și eu îți vă arăt un video, apropo, a uneia din prietenii care acum ne urmărește, e un cameraman la Digi24, originar din Moldova, Andrei Captarenco. O să vă arăt un motiv de și eu nu vreau să fiu acolo. Deși pe mine mă apuc sentimente de... care nu prea încap în cuvinte. Și în același timp tu stai și te înșerbând, zici, le-a trebuit ceva de făcut. Tu vezi moaca lui Candu și pe tine te mănâncă pumnul. Dar tu înțelegi că nu e asta metodă. Tu înțelegi că ei sunt conjurați de șiruri, de rânduri, de... pațanaș, unul e inconștient, altul e conștient, unul e bandit, altul e mai puțin bandit. Tu în asta vrei să te bagi, tu acolo vrei să cauți democrație și să cauți dreptate? Tu vrei să vorbești cu oameni în stare de ebrietate, cu oameni o leacă abcuriți despre asta? Anyways, ieri pregăteam acest live, seara vroiam să intru, n-am mai reușit pentru că am văzut contract Natalia Morari cu Cebotari la PDM, Lorena Bogza cu Năstasă și zic, nu mă bag eu în cașa asta, des să-i urmăresc colegi mai târziu, cu toate că eu nu înțeleg fizic cum se poate să urmărește, că în ultimele câteva zile au fost Dodon la Morari, Maia Sandu la Morari, la Lorena Bogza au fost Năstasă azi, ieri adică, pentru mine alea ca azi.
ce botar eu pernei baboi, parcă e o băcată de bomboană alterată. L-ați văzut? Cine l-ați auzit grăind? Și asta, este om? Natalița. 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 Natașecica. Așa sunt eu, așa folosesc eu expresii. Blea, și manieră. Și mă, eu înțeleg că Natalia a încercat să fie echidistantă. Uneori poate îi scăpa asta, dar la capitolul comunicare cu cebutare, în momentul în care tu vezi cum ăsta speculează și folosește asemenea metode de comunicare, de intimidare prin hiper, cum se cheamă asta, prin hiper amabilitate, blea, tu trebuie să răspunzi cu aceeași monedă. Domnule Vladimir extraterestru cebutare, dar așa sunteți dumneavoastră? Folosiți diminutive cu tăți? Dar cum îi spuneți domnului Vlad Plahotniuc? Plahui huci huci cășca? Plahieșe șeși cășca? Buricuțu pe mântuțu? Cum îi spuneți lui? El îi blea peste pol, el în direct, ai șansa asta. Dar anyway, noi suntem curajoși că urmărim asta dintr-o parte. Pe Natalia Murari și mulți alți jurnaliști care îi confruntă, îi trec mulți alți fiori. Când a fost la Gheorghe Gonța? Și am o să ajungem la dânsul. Anyway, nu știu, m-aș bucura să vede că poate ies cineva dintre voi care să-mi spună: da, Andriuha, eu am urmărit toate aceste 4-5 interviuri și eu am înțeles tot din trânsele și eu pot am o să desenez o imagine clară, așa și se întâmplă scena politică moldovenească. Dați-mi de știre dacă există un asemenea curajos, curajoasă. Și eu n-ați vă cred. Pentru că eu ne adun, zic, băi, dă-ți fac un live din 6 puncte, zic, dă-ți să vorbesc, este focus, este. Dă-ți să vorbesc despre primii curajoși din sistem, grupul de polițiști, profesorii de la UTM, unii consilieri raionali de prin raioane. Dă-ți să vorbesc despre Filip și condamnarea la CEDO. Dă-ți să vorbesc despre banii pe care lumea primește, video filmat de jurnal, femeia care declară că prinește 500 de lei pe zi. Dă-ți vorbesc despre Jăzdan și care zice că așteptăm cineva să ne trimită o sesizare și noi să ne autosesizăm. Dar cosmosul ăsta se adună și el nu se oprește. A apărut o foaie. Prima apare două foaie. Prima apare trei foaie. Și eu nu pot să fac live-uri de 4 ore și eu am înțeleg că un format, în asemenea condiții, un format de TV este ideal, pentru că tu poți și mereu conectat. Tu poți avea o redacție care vine, te alimentează cu noutăți, spune, băi, asta prioritizăm, asta nu, asta merge pe web, asta merge în gură, oral, la TV, așa mai departe. De asta eu azi am vrut să fac, sau vreau să fac în continuare un live mai îngust, cu o temă o leacă mai îngustă, și o să mă refer la un subiect care pentru mine naște o teză de mai multă vreme. E sună destul de tragic, unii zic că poate exagerez, dar felul în care pe mine mă face să mă simt frunzăritul de știri din Moldova acum e destul de nevoios și nu știu dacă voi simțiți același lucru. Nu știu dacă pe voi tot la fel de tare vă mănâncă, vă scarchină, vă aprindeți. Eu am oameni care îmi scriu despre asta și eu nu știu ce să le răspund decât virtual, să-i cuprind, zic, fac, da, îmi trimite o prieten, zici, bă, uite ce scrie o organizație non-guvernamentală care se ocupă de drepturile omului, uite ce scrie despre Moldova, uite că Moldova a fost condamnată la CEDO, uite și rahat suntem noi la nivel de imagine internațională. Românii declară Republica Moldova drept o destinație nu chiar dezirabilă pentru călătorii. Uite și imagine avem noi. Și în același timp în țară noi avem pățănași care aruncă curcani, pstigard. Asta sunt și un cântișel la tema asta. Voi puteți să judecați, să spuneți dacă merită sau nu să trăiască acest cântic. Dar mă gândesc că ar putea suna ghine. Dar să vă dau o scurtă, să vă dau o scurtă mostră. Sper să nu trezesc copiii. Profesor Turci, am expulzat familii, noi am destrămat, dar viața este viață. Multă sănătate tuturor. Fabrici de troli am construit, minciuni peste tot am răspândit, dar viața este viață. Multă sănătate tuturor, hei. Ridică mâinile în sus, cine e cu noi, cine face abuz, hei. Strigă mai tare, noi facem uzurpare, hei.
Nu fi prostala, aruncă peste gard cu un curcan. Hei, nieni pohu de popor, de popor se ocupă il anșor. Și mai era o dezvoltare frumoasă cu multă sănătate tuturor. Și câte o vânătă în cur, l-o placa Filip, când își răzdam șor. Da, nu știu dacă finalul ăsta cu vânătă în cur să meargă sau nu. Voi judecați. Eu încă mai lucrez la cântic. Așadar, azi, fără a face rezumate conferințe, ilanșoruri, emisiuni care au fost, vreau să mă refer exclusiv la o ipoteză care este născută în mine, lately întărită de noutatea că Moldova este condamnată la CEDO în cazul profesorilor... Alo? Am dispărut? Este live-ul? În cazul profesorilor turci. Ipoteza ar fi că regimul ăsta care nu vrea să plece, eu aș fi zis că e amu, dar regimul ăsta care nu vrea să plece, e un regim care omoară. Și iarăși poate să zici că eu exagerez, dar oameni cheie din acest regim care nu vrea să plece, au fost oameni care indirect dădeau ordine sau indirect făceau așa ca cineva să fie lovit cu... Și bote de chirz închept. Indirect făceau așa ca cineva să fie violat pe la sectoare de poliție. Oameni cheie din acest regim au făcut așa ca în 2017 un băiat care trebuie să fie internat și probabil din punct de vedere medical ajutat a fost lăsat să moare. E vorba de Andrei Brăguță, eu sper că voi încă vă mai amintiți de acest caz. Oameni din acest regim, oameni cheie, cu toate că, blin, numind om cheie, îi dau prea mare importanță. Au făcut așa ca Moldova să fie condamnată la CEDO, nu numai amu, dar și în 2018 am fost condamnat la CEDO. Pentru că doamna Buliga, în 2014 a fost lovită de un pensionar de 76 de ani, domnul Dogotari. Vă mai amintiți cazul? Ar trebui să vă amintiți, nu știu, eu și-o pot să... Pot să încerc să vă amintesc despre acel caz. Mai tine că Europa Liberă, da, Europa Liberă a făcut și un video la temă. Cu siguranță voi vă amintiți. Mai scurt, în 2014... Întrebarea dumneavoastră a fost în vizită de lucru în raionul Glădeni. A fost un incident, nu vreau să intru în detalii. Incident la Glădeni. A venit Buliga la Glădeni. Și un pensionar a zis, doamna Buliga, ceva cu dumneavoastră n-ați calculat în pensie pe care eu o primesc. E prea mintică. Și-a vrut să afle de la doamna Buliga care este metoda de calcul. Dar doamna Buliga s-a dat la pensionar și uite ce a zis. Dar mata mai cunoști mulțirea și împărțirea? Astea-s cuvintele, așa spune pensionarul. Pensa la bătaie, scopul meu a fost ca să-mi restabilesc pensia. Și eu spus că dar și mata mai cunoști mulțirea și împărțirea? Scopul meu a fost să restabilesc pensia, spune Mihail Dogotari, pensionar, 76 de ani. Dar și mata mai cunoște mulțirea și împărțirea și probabil pensionarul a fost răzghit de acest moment. Și cum se spune în Sankt Petersburg, i-a făcut o palmă. Doamna Buliga, bineînțeles că nu a întârziat să alerteze organele ce au făcut cu domnul. Organele așa au comunicat cu presa, că presa după asta a venit la o conferință de presă și a zis, doamna Buliga, dar poliția a zis, dacă îl iertați, pentru că dumnealui în vârstă, dacă îl iertați, el nu va fi supus nicicărei pedepsă. Doamna Buliga, eu las organele competente să ocupe. Știți ceva? Noi avem lege în Republica Moldova și legea se scrie culă. Și organele s-au ocupat și l-au internat la psihiatrie pe ceva, pe mujic. Ceva. Eu sunt sigur că el în suflet e destul de tânăr. L-au internat la psihiatrie. Și omul peste câtva timp a ajuns și la CEDO cu acest caz. Și CEDO a obligat Republica Moldova să-i plătească 7600 de euro prejudiciu. Normal? Pentru palma Buligăi, pentru obrazul Buligăi. Noi cunoaștem cazul și cu obrazul lui Sârbu recent care s-a întâmplat și cu ce se întâmplă în justiția moldovenească. Și amu, dragii mei, amu, e ca în tătă cașa care se întâmplă în politica moldovenească, cu două guverne, trei președinți jumate, 14 prim-ministri, cât mai sunt acolo, noi primim o asemenea noutate de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și eu aș vrea noi foarte tare să atragem atenția la asta. Pentru că asta e un simptom. E că există o boală și tu vezi acest simptom și tu zici, a, iacto, da, asta e boala.
Și tu când afli că sunt mai mulți simptome și tu le adune ca unul, a doilea, a treilea, a patrulea, tu poți fi plin de îndoială, tu poți fi plin de frică, tu poți fi în sistem și zici, băi, dar poate totuși noi într-adevăr ar trebui să regândim opțiunea noastră. Poate ar trebui să prindem la curaj. Poate ar trebui să facem mici bisericuți, să n-afli încă șeful ăsta presupus mai mare despre noi, dar măcar între noi să grăim. Băi, mujici, chiar merită de păzit clădirea guvernului de șine. Uite că e înconjurată de oameni inconștienți și bieți plătiți la oră. Toate televiziunile despre asta grezi, toți știu despre asta. Unde să ne ascundem? Eu am telefon în mână, ia-te-l, fiecare polițist cu telefon, cu internet în mână. Verifică, mai multe surse de informare. De ce s-ar teme? Asta e un layer, da, de oameni. Există alții pe care probabil poate nici nu e evreie în nou origin, pe care e evreie în condiții de penitență, undeva pe închisori, care se ascund pentru că probabil au beneficiat că a fost democrație la putere. Dar e că acum Moldova e condamnată pentru ce s-a întâmplat în septembrie. Și e că aici apar multe întrebări, multe întrebări. Inclusiv întrebări adresate domnului Dodon, care rămân fără răspunsuri. Inclusiv întrebări domnului Dodon apropo de întâlnirea lui cu Plahotniuc, care până mâine fără răspunsuri. Poate unii ori zici că stai, nu-i cazul. Prioritatea e acto coaliția, trebuie să-l dăm jos pe Plahotniuc. Dar vrei, nu vrei, nu te pornești. Eu n-am cum, eu personal n-am cum e că să mă gândesc. Eu mă uit în arhiva videourilor mele de pe Lumina și zic, stai leac. Nu, eu și n-am să fac e ca așa, e n-am să șterg din memorie tăti păcatele socialiștilor, tăti păcatele lui Igor Dodon. Și bineînțeles că tu poți să te uiți la cealaltă jumătate mare a electoratului care a votat cu socialiștii la alegeri. Ei iau motivele lor să considere multe alte fapte ale blocului acum sau ale membrilor din blocul acum drept păcate. Dar eu tare aș vrea să înțeleg, deși nu s-aude vocea lui Dodon apropo de ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat cu profesorul Turi și acești 125.000 de dolari sau euro care trebuie să achite statul moldovenesc. Dodon a fost gazda numărul 1 a domnului Erdogan atunci când el a venit în septembrie la Chișinău. Dar în schimb, noi am avut două voci a lui Filip, cosmică voce. Newsmaker a făcut o comparație a ceea ce a spus Filip în 2018 până la decizia Curții Europene a Drepturilor Omului și acum. До решения. Эти люди были высланы в соответствии с законом Молдовы. Deci el atunci susținea puterea legislației moldovenești, tot normal, tot normal, tot era respectat. Pe 11 iunie Filip spune, мне жаль, что так произошло. Но как мы могли вмешаться, когда это был свершивший факт? Genial. Как мы могли вмешаться? Шанс, чеботар, ламурар, тот спине, я не кунаштем нимик, Наталица, Натусечка. Наталечка, мусь, ла-ла-ла-ла-ла. Nu cunoșteam nimic. În general, noi suntem în partid 5 milioane de membri. Noi nu știm fiecare ce face. Da, bineînțeles, dacă domnul Plahotniuc spune ce să facem, noi facem. Dar în rest, eu, de exemplu, am urmărit cum s-au aruncat curcani. Eu dezaprob asemenea acțiuni, eu iubesc animalele. Tot partidul iubește animalele. De asta și eu sunt în Partidul Democrat, pentru că eu iubesc animalele. Aha, pune-l la meu. Dar ceea ce s-a făcut eu dezaprob. Dar dacă domnul Plahotniuc a vrut, nu? Eu de unde știu? Doamna Natale, haideți și-o judeca sincer acum. Ce probe dumneavoastră aveți că ăștia într-adevăr erau curcani? Ce probe? Poate erau nu curcani, dar actori plătiți? Noi nu avem probe. De atâtea ori speculat în acest interviu. De atâtea ori speculat. Și am vreau să mă concentrez la răspunsul lui Candu apropo de condamnarea noastră la CEDO. Dar nu înainte de a vorbi un pic despre situația din fața Parlamentului. Așadar, un video din interviul lui Candu la Gheorghe Gonța. Cu siguranță l-ați văzut că a circulat destul de mult azi pe Facebook. Dacă nu l-ați văzut, hai împreună să-l vedem. Așadar, e o și față. Taman fața lui ideală. Hai să-l dăm la început. Așadar, subiectul discuției este despre oamenii care au înconjurat Parlamentul. Cine și de ce a înconjurat Parlamentul? De ce ne apără? Pe cine apără? Dar de ce ne apără oamenii PD-ului clădirii de stat din centrul Chișinăului guvern? Sunt riscuri. Sunt riscuri. Astea sunt oameni care, și nu sunt doar oamenii PD-ului, apropo,
Sunt combatanți, de exemplu, care nu sunt membri ai Partidului Democrat, nici nu sunt simpatizanți ai Partidului Democrat. Eu am primit sute de mesaje. Dați-mi voie să închei. Am primit sute de mesaje de la oameni care nu susțin Partidul Democrat și nu l-au susținut în alegeri Partidul Democrat, dar care în aceste zile cu emoții au vorbit în favoarea celor ce face Partidul Democrat. Și vreau să vă spun că există cetățeni cu o responsabilitate civică care au spus mergem să apărăm. De cine să apărăm? De pericol. Mi-a plăcut chestia asta. O prietenă recent scrie pe Facebook despre cum unii influenceri. Hei, multă lume mi-a scris și iată acum eu fac un video pentru că multă lume mi-a scris. Și tu niciodată nu afli cât lume de fapt a scris celui care spune multă lume i-a scris. Și eu uneori folosesc fraza asta, vreau să cred că o folosesc sincer, pentru că uneori multă lume îmi scrie și eu după asta sunt motivat să zic că multă lume mi-a scris. Încerc să nu mint despre asta. Încerc. Dar când au zis că a primit sute de mesaje la oameni care... În primul rând, unde au primit el aceste sute de mesaje? El, Candu. Sunt oameni care nu simpatizează Partidul Democrat și nu sunt membri de partid, dar au acces direct la Candu, să-i trimată mesajul lui Candu direct. Bleai, dați-mi de știre și nie. Eu am numai numărul lui Serioga Sârbu, dar acela nu răspunde. I-am dat și eu numărul meu, respectiv el știe și ne-l sună. Ah, din păcate. Ieri am încercat să-l sun pe Pânzari, am văzut numai Sin, peste câteva ore au văzut Sin, dar mai departe decât atât, niciun rezultat, dar Candu primește sute de mesaje de la oameni care nu sunt din PD și nu sunt simpatizanți PD. Deci oameni străini lui, ideologic, politic, hz, social, și omul primește aceste mesaje. Maladeț, e deschis, mai departe. Aha. Lucrurile care pot fi din afara țării. Care pe lucru? Omul Vers, cum ați spus? Inclusiv. Domn președinte. Băi, opriți asta, opriți. Eu mă bucur că Gheorghe Gonța e deosebit de prudent în acest interviu. A fost deosebit de prudent în acest interviu. Și nu obosea să-l oprească pe Candu din prostia lui. Pentru că, băi, om matur, cum am mai zis. Unii s-au supărat când zis că e om care are facultate, om care a muncit mulți ani în domeniul politic. Dar să minți atât de deschis. Să crezi că lumea crede, că tu crezi în ce îi spui, bullshit, ceva. Dar partea bună e că dacă tu ești atent și de câteva ori la aceste secvențe, tu vezi cum nu poate să mintă. Tu vezi că el are momente de scăpare. Nu știu, probabil cel mai iscusit din politica moldovenească, mie îmi se pare Dodon deocamdată. Dar și așa, în momentul în care îl prinzi în capcană, el... Haideți la următoarea întrebare. Haideți la următoarea. Sunt unii care nu tare mint. Pentru că ei nu prea apar în public, dar ei mint atunci când apar și nici nu dau voie măcar la jurnaliști să adreseze întrebări, dar oricum palibomul mint. Mă refer la domnul Vlad Plahotniuc, poate ați auzit, de-am nu mai este la fel de Plahotniuc, dar încă este destul de Vlad. Așadar. Ucraina are 50 de milioane de locuitori. Dacă ei n-au putut apăra Crimea și Donbassul. Mi-ați credeți că mătușa Elena și mătușa Irina și Maria care stau la guvern și când le întreb, nu știu ce fac acolo, și copiii aia, ei vor apăra acolo țara noastră... Nu sunt copii. Acolo e pentru... Vor apăra țara noastră de omuliții verzi? Nu, da. Dar sunt oameni care au dat și au anumite responsabilitate civică. Oameni care... Uite, e că aici se sparge, aici se sparge săponul, uite la dânsul, nu, el... Блядь, ще с мой дзык космокряды, блядь, я му спалит. Ше то штейка фут с капу. То штейка фут с капу. Ше континуй сал фут. А муж арсапара чеботар ше споне. Те рог, фрумос, ворбеште джентил. Атент, ну стриви ачаста флоричика. Ел не есте драг нова тутурор. Пф, пападе ин капу тел. Чш, ленеште, ну ворби урит. Mănâncă o linguriță de miere de pe sfârcul meu. Tașei, bleai, mă zaibi, serios. Trebuie de zis lucrurilor pe nume. Omul ăsta fute capul. El strânge buzele de stres pentru că fute capul. Lui este greu să scoată pe gură și aici scoate pe gură. Organizat cu autobuzele. Mulți deja au declarat presiei că au primit bani pe zi 500 de lei. Uite ce zici, Candu. Sunt și exagerări și vreau și sunt și minciuri. Ui, bleai. Gonța zici, băi, sunt oameni care au declarat că primesc bani pentru prezența lor acolo în centru. Sunt și exagerieri, sunt și minciuni. Sunt și exagerieri, sunt și minciuni. Da,
Sunt și exagerări, sunt și minciuni. În cazul tău, ele sunt mai multe decât ar trebui. Mi-ați crezut că oamenii stau din sinceră credință în valorile patriei. Majoritatea din ei stau așa. Acolo doar sunt combatanți, acolo doar sunt și... Nu vorbesc de combatanți. Combatanții la noi toți sunt pe tot timpul pe baricade. Fie sunt opoziția, fie sunt puterea. Întotdeauna așa a fost. Câți combatanți? Am ajuns de câți combatanți sunt. Cert este faptul că la ora actuală este o criză. Și această criză poate să aibă anumite repercursiuni și să aducă vulnerabilități statului, ca sistem a statului și a instituțiilor. Și din acest punct de vedere, instituțiile statului și, în mod special, cele care sunt, autoritățile care sunt menite să apere o ordine de drept, să protejeze securitatea statului, trebuie să fie foarte vigilenți, să fie foarte atenți. De aceea este, de exemplu, de lăudat și cu respect mare să ne adresăm armatei care a venit cu declarația care a venit ieri, dacă nu greșesc. Da. Dar cine hrănește pe oamenii ăștia care încă... Cine dă apă? Cine are grijă de oamenii? Nu știu. Dar polițiștii, acum activează regim non-stop, pe regim de alarmă. Pentru așa ceva se achită bani. Este legislație, da. Sunt legi care spun... Și o strânească, da? Adlauzi salariale, cum spune asta, da? Sunt legi care reglementează absolut toate acțiunile respective. Eu știu că dumneavoastră ați depus la primărie, că doriți să ocupați locurile astea până la finele lunii, da? Ce n-avem voi? Adică până la finele lunii plecați? Sau cum să înțelegeam? Sau după asta plângeți? Dar acolo scrie iunie. Mai eu știu că e iulie. A, chiar iulie? Da. Până iulie, pasania asta. Dar de ce ne apără oamenii PD-ului, clădirile de stat din centrul Chișinăului? Sunt riscuri. Sunt riscuri, astea sunt oameni care, și nu sunt doar oamenii PD-ului, apropo, sunt combatanți, de exemplu, care nu sunt membri ai Partidului Democrat, nici nu sunt simpatizanți ai Partidului Democrat. Eu am primit sute de mesaje, dați-mi voie să închei, am primit sute de mesaje de la oameni care nu susțin Partidul Democrat și nu l-au susținut în alegeri Partidul Democrat, dar care în aceste zile cu emoții au vorbit în favoarea celor ce face Partidul. Da, s-a întors înapoi la ce aș spune. Asta în contextul în care azi apare știrea cu Handrian Candu, care cică отправился с необъявленным визитом в Вашингтон. Newsmaker a scris despre asta. Newsmaker afirmă că are informirăvănă istocnic, o sursă de informații care nu vrea să divulge, cică ar fi plecat la Washington. Vreau să vă reamintesc sau vreau să vă spun, poate n-ați fost atenți. Noul ministru de externe, Nicu Popescu, ministrul al afacerilor externe și a integrării europene, cred, așa scrie, a rechemat-o de urgență pe ambasadorul Republicii Moldova la Washington pentru dialog și consultări. Am un interesant cu cine să vede Candu, dacă să vede. Merge să o consulte pe doamna ambasadoare. Merge să facă poză din vreun burger chain. E diznai. Dar se încearcă foarte mulți pași de împăcare a vestului. Pentru că tu te uiți din vest, vin tot felul de noutăți, tot felul de opinii. New York Times, Bloomberg, Washington Post. Lumea scrie despre criza din Moldova. Lumea, unii în mod direct, alții în mod indirect, namicnesc că ar și Guinea de scăpat de dictatură și vestul și estul, rușii și americanii, au ajuns în premieră să se înțeleagă asupra faptului că nu-și doresc o a doua Venezuela în sud-estul Europei. Dar se încearcă împăcarea unor actori din vest. Eu nu tare mă pșep la geopolitic, dar pot să judeci asta, pot să te uiți la deciziile luate pe ascuns de așa zisul guvern, de așa zisul Felib, care au mutat ambasada Republicii Moldova din Israel la Ierusalim. Jerusalem. Care rep s-a lămurit cu terenul la fost stadion republican în favoarea americanilor. Și amu Candu pleacă în state. Anyway, dar voi ați înțeles de fapt care-i treaba. E că dacă noi ne îngrijorăm și ne uităm uneori la știri și zicem, băi, clădirile astea sunt conjurate de niște bandiți sau de oameni inconștienți. Voi ați înțeles că grijile astea trebuie să aibă un sfârșit. Pentru că oamenii ăștia pe noi ne apără. Și inclusiv de omuleții verzi ne apără, cum a zis Candu. Am o criză politică și există un mare risc pentru instituții.
Există un mare risc pentru, eu sunt de acord, am o criză politică și un mare risc pentru instituții, ca nimeni să n-aibă acces într-însele, în afară de niște vasioși și respectiv oamenii voștri, domnule Candu. Și acum vreau să sărim la un video despre care vă vorbeam. Andrei Capterencu, un prieten care este și cameraman la televiziunea Digi24 din București, a ajuns ieri, alaltă ieri la Chișinău și a filmat o secvență cu, hai să-i numim domni sau pațanași, domni pațanași din fața guvernului. Să vedeți și voi cum arată această scenă. Stai, cum fac pațanaș? Da, trebuie să dau click pe pațanaș. Așadar. Вам интересно, приходите к нам, присаживайтесь. Так мы вот слушаем музыку. Слушайте музыку. Так это и дело, прикольно. Так а что вы стоите здесь на пороге? Проходите. Давайте пройдем. Проходите. Ой-о, ой-о, ой-о. Майтаре. Никто не услышит. А вы с какой организации, если не секрет? С какой организации? Digi24. Камерману Андрей Капторенко и Рам Преуна. Только за правду, естественно. Очень за это вас уважаю. Уважением. Преуна Куверика Татару, для Зяру Дигарду. Просто поехали. Что он интребат? Вы за правду? Да. Очень уважаем мы за это. Очень уважаем. Витаться вы сейчас дитреж, а че ж Acești șoimi care apără instituțiile statului. Tipul ăsta îmbrăcat în negru ruga insistent să nu fie filmat. Ciuvacul ăsta fumează o țigară, dar eu sunt tare optimist și vreau să cred că asta e țigară, dar el nu și nu o ține ca pe o țigară și o transmite. Ce fel de țigară o fie asta oare? Mă întreb eu. Erica. Erica, ok, foarte priat. Cum te cheam? Viorica. Erica, foarte priat. A vas как? Andrei. Andru. О, давай за Андрея. Стоп. Я хочу сначала импровизат. Нормальный ход. Андрей держит именно эту камеру. Эй, подожди, что это за камера вообще у тебя в руке, Андрей? Не, подожди, это Эрика вообще рядом с тобой? А ну подожди, нормальный ход, что Накана? Накана курит нервную в углу возле парламента именно молдавского. Да ладно, шучу, руку ему пожму. Не, ну если увижу его, Ростов-на-Дону тоже нормально. Молдова тотари, таленти, да кощевато, ребята. Она такая кошка, братка, поверни на нее камеру, пожалуйста. Нет, честно. Нет, че, прямо сейчас. Андрюха, честно. Ладно, он не хочет. Да ладно, нормально. Оператор Гудик, Цифляв ТВ. Именно рулит вообще. Йоу, оператор Гудик. Ценись меня, че с Пусканду? И криза политика, ши и невое де апаратор, де вамени кари са апере институциле статului, де рискури, екстерне май елес, екстерне. Nu, nu avem o problemă socială, nu. Nu, nu avem un layer nebun de oameni care vin pentru sumă de pur cât ar și e, și în sute, pohui, să doarmă în centru, în palăci. Nu avem asemenea oameni. Și mie nu m-ar supăra dacă asta ar fi, știi, eu am fost la Montreal, am fost de câteva ori aici contactat de o agenție de casting, am fost masovcă la câteva filmări. M-am simțit mobilul, da, prineam $12 la oră, tot normal. Și eu aș fi ok dacă ar exista o transparență în asta, știi? E că există organizații care are datele de contact. E că noi suntem organizația cu cei mai mulți oameni care pot veni și alcătuie o masovcă. Și atunci tu știi că un partid politic transparent afirmă că noi avem nevoie de masovcă pentru filmări, nu știu ce. Dar atunci tu stai și gândești, stai, este și partid politic, el ar trebui să aibă în mod organic să-și câștige susținătorii, așa-i? Atunci ceva nu se pupă aici, nu se pupă oameni inconștienți care nu știu ce se întâmplă cu intențiile domnului Candu, informat, educat, cu ceas de 22.000 de euro cadou, cu apartament, cu adău în centru, în general cu dahoia cadouri și cu cel mai probabil familia deja zburată în Cehia. Ceva nu se pupă aici, domnule Candu. Dar vorba și aia.
камера рулит или вообще вся вторая? Eu mă uit la acest video, el este vesel, el e generator de pricoale într-un fel, dar e un fel de inside joke. Andrei Captarenko cred că o să mă înțeleagă pe mine. Andrei Captarenko, la fel ca și mine, noi am copilărit la Telecentru. Noi cunoaștem foarte mulți din bărbații care pur și simplu au dispărut fizic de la Telecentru. Ei erau figurile copilăriei noastre, dar ei au dispărut. Alcoolism, Ghirăincic, ei au dispărut. Și eu mă uit la acești oameni și eu ne amintesc de scenii de copilărie. Eu eram copil, putem să ne ducem la Reșnic, să ascultăm cum cântă. Eu nu dau nume de oameni, că nu vreau să vorbesc despre cei care poate n-ar vrea să fie pomeniți și unii dintre dânși probabil nici nu mai sunt printre noi. Dar astea erau oameni tineri, teferi, care 5-10 ani, bam, gata, nus. Oameni care sunt la costum, cravată, lucrează 5-10 ani, puf, spilsea. Eu, personal, nu stare de parte de asemenea istorie. Familia mea nu-i tare de parte de asemenea istorie. Și eu mă uit la asta. Oamenii ăștia, bleate, s-a duși cu forța, bleate, sau cu șantajul. Și, bleate, o băcată de coș pe nume Andrean Candu, bleate. Stă și toarnă breduri. Și tu, polițist, profesor, prezentator TV, tu mai ai îndoieli, tu mai ai rezerve. Că probabil, poate e prea de vreme, poate e prea de vreme, poate încă ar trebui să țin cu aceștia care erau înainte. Regimul ăsta omoară în fel și chip. El susține asta, el vrea asta să știe, e ca asta și aici vedem noi. Asta este o imagine a tinerilor apărători a instituțiilor statului. Asta e, da? Adică am trezit copchii. Scuze, Evca. Imediat. Probabil ăsta e unul din factorii care mă face pur și simplu să nu vreau să ajung acolo, să nu vreau să ajung în centru. Pentru că minim mă cuprinde frica să văd asta. Și mă cuprinde oroarea știind că sunt oameni inteligenți la costum, cu motocicle, cu credite, cu apartamente, cu bănărit, cu mii de euro. Oameni care lucrează, care se văd pe sticlă, Cebotari, Candu, cine mai este, Jăzdani, vseachii. Și oameni care stau pe ascuns, care dirijează tot asta. Middle management-ul ăsta care încă nu a înțeles că trebuie să sară în tren, că trenul de om pleacă. Middle management-ul ăsta de oameni care acceptă acest status quo, care susțin acest status quo. Eu nu șterg vina de pe umerii mei, eu sunt plecat din Moldova, da? Poți zici, blea, dar și n-ai rămas tu să lupți cu acest fenomen? Și n-ai rămas să lupți cu alcoolismul, blea, cu alte probleme sociale care mistuie Republica Moldova, care ne fac să dispărem de pe hartă? Absolut de acord. Ia că eu sunt un om care-s plecat și simt gina asta pe umerii mei. Tu, om rămas, simți asta pe umerii tăi. Vrei amu să facem o echipă în acest moment? Vrei amu să încercăm să scăpăm de această râie? Nu acești băieți, nu. Băieții ăștia trebuie să iertați, băieții ăștia trebuie să ajutați să revină acolo unde ar trebui să revină. Dacă încă își mai doresc asta și dacă mai au șansa. Dar când zic râie, mă refer la ciuvași la costum, care nu înțeleg că... De ce? Omuleț vers, da? Apăream instituțiile? Nu, dar mai sunt... Care? De cine au plătit oameni? Nu, asta sunt minciuni. Anyway, video este are 9 minute. Și el se termină cu discuții dintre cameraman și unul din protagoniști, care pur și simplu demonstrează el idei n-are și se întâmplă. Și de ce el este acolo? Mir, Primele clipi parcă te fac să crezi că omul știe ce se întâmplă.
делать правильный выбор. Понимаете, вот это правительство, которое сейчас, что оно делает? Какую оно пользу обществу приносит? Какое они именно, какое, потому что уже непонятно, какое правительство. Вот именно, непонятно, что происходит. Где наш... Вот это правительство, что оно делает? Какое правительство? Вот именно. Президент, где наши люди? Что они делают для нас? Что? Где наш президент? Где наши люди? Что они делают для нас? Где наш президент, если он требаре? Где наши люди, если он требаре, care наште alte întrebări, pentru că eu nu știu cine sunt ваши люди? Eu nu știu cine sunt ваши. Eu из ваши люди? Cine-i ваши люди? Eu l-aș întreba pe acest tânăr. Nu sunt sigur că aș obține un răspuns. Și nu sunt sigur că e o strategie bună de a discuta, probabil, cu acest tânăr în această stare. Dar omul are pofta, are dorința și probabil încrederea că greșești și ești greșești ceva cu sens. Ничего, правильно? Они решают свои вопросы какие-то, личные. Так а нам, мы тут вот что, как мы что тут делаем? Вы у меня спросите, что вы тут делаете? Вы снимаете на камеру. Ну, мы снимаем, потому что происходит события, да. Ну, снимайте. Вот, я хочу узнать, то есть вот ты мне говоришь, есть два правительства. Я не говорю, что это, вы мне сказали, какое что это правительство? То есть кому сейчас подчиняетесь? Вот ты за кого, да? Вот за есть... народ. За народ. За народ. Ели за народ. А третьего нету правительства. Какая мать, что Майя Санду сделала для нас? Что? Ой, бля. Она ничего не могла сделать. Она была, у нее была должность, у нее были возможности. Она решала свои личные вопросы. Она ничего для народа не сделала. Ну, это слова. Правильно, а что? Она сделала какие-то поступки. Смотрите, какой-то поступок Майи Санду, который помог народу. Вот чем она помогла нам, Майя Санду? Она получила должность, получила власть, получила возможности. Что она делала? Какое она внимание уделила обществу? Что она... Ты понимаешь, люди трек при на анди школы ку вопросы, care este aproape mereu актуала. Ce face guvernarea pentru mine? Și atunci când dorințele tale sunt într-un fel de registru emoțional, alimentar, financiar, dacă apare cineva care este guvernarea și îți dă un concert, un pachet, un ban, o șibotă, o lopată, niște florișele, un culioc cu piceniuște, aici te fac ceva pentru mine. Și în asemenea moment tu ești dezarmat pentru că tu vizi... Hei, nu vrei niște democrație, tinere? Așa să-mi răspunde el în ea. Dar ăsta din spatele lui așa să-mi răspunde. Dar și el așa să vrei, tot democrație. Dar ce faci eu cu gitară care cânta ceaif? Serios. Repet, eu văd foarte multă ură adesea îndreptată asupra oamenilor care... îs acolo și văd deja de câteva zile cum jurnaliștii duc, am mers și am încercat să aflăm ce spune lumea, iarăși oamenii sunt, nu știu ce, de ce sunt în centru, nu știu pentru ce protestează, puțini vor să ne acorde un interviu, foarte mulți fug de cameră. Yes, da, bineînțeles, da, ei vor face asta, nu-i deranja, lasă, ignoră-i, tu nu vezi că ei îs acolo pentru nimic. Ei nu apără dinică. N-ai deși să încerci să bați același drum de atâtea ori. Gata, e clar. Noi toți am înțeles asta, era clar. Este transport organizat. Trebuie de lovit în middle management. Trebuie de lovit în pațanaș, care e la costumcic și nu se văd, dar care dirijează, dau telefoane noaptea, îți dau hu-hu, cica-paca, trimit Luce Botari poză, Lu Sârbă acolo, dincolo, acolo scriu la Curtea Constituțională scrisorele. Ia câte-i-s, pe dânși ține. Prin raioane spate de mers. Pe la șef de organizații de tineret spate de mers. Și de încercat de recrutat acești oameni. De recrutat prin dialog. E ca așa cum cu omul ăsta care e o leacă nu tare treaz. Vreau eu să cred, poate nu ieși dialogul. Dar poate cu un democrat treaz poate să iasă dialogul. Și aici mă refer la presă mai cu seamă. Dar... Și aici ne rămâne nouă celor care poate n-avem un acces direct și nu, eu nu știu dacă eu vreodată pot să obțin interviuri de la PD mai ales. Poate cu Dodon s-a mai încălzit atmosfera, dar e de znai.
Dar și aici ne rămâne nouă este să știm cât se poate de prudenți în momentul în care apare o noutate cu cineva care a ieșit din sistem și a zis, da, eu vreau să grăiesc, eu vreau să fac asta, eu ne asum acest risc. Apar polițiștii. Ia câte ești. I-ați văzut probabil și voi. Este primul grup de polițiști care au ieșit cu declarația că îi susțin noul guvern al Maia Sandu. Și a doua zi, știți ce se întâmplă? Ați văzut ce s-a întâmplat a doua zi. A doua zi, cu acești polițiști, se întâmplă următorul lucru. Polițiștii susținători ai guvernului Sandu dați afară pe fereastră din instituția în care activează. Și pânzari, după ce Agora și mulți alții filmează și polițiștii certifică asta, pânzari spune: „O, eu n-am văzut asta. Asta e ceva inventat.” Dar când te uiți la fața domnului pânzari, înțelegi că el puține au văzut. Dacă ții ochii așa de tare în jos, încruntați, dacă ei deschide și mai luninos la față, probabil ai vedea mai multe lucruri. Probabil ai vedea cum sunt împinși oamenii și scos pijama afară. Dar vorba și aia. După ce l-am văzut azi pe Gheorghe Cavcaliuc cu o poezie, ceva cu zile la rând o tăcut și azi a ieșit cu o poezie. El azi a lansat o poezie, prieteni. Păi mai așa și fac ei. Polițistul devotat. Polițistul devotat este important în stat, jurământ de când a dat, tot la post cinstit a stat, protejând cu demnitate drepturi, legi și libertate. La chemare sau protest, pentru el mereu e un test. Dacă n-a plouat aseară, polițistul e de ocară. Și la proteste pe poziții insultat de opoziții. Și pe nedrept și nefondat, polițistul e blamat. Dar am o poziție IPD. Să înțeleg că PD-ul insultă poliția sau cum? Dacă au TV imperii, toarnă tone de mizerii. Ce fac? Tu în cine lovești? Și cu Cavcaliuc? Cine are imperii TV, blea? Dar în fond lor nu le pasă, că și el e tat acasă. Că acasă e întrebat, tată, e adevărat? Polițistul înțelept își strânge pruncul strâns la piept și încet cu grijă mare îi explică, chiar de-l doare. Tatăl tău e om onest. Asta și e Cavcaliuc, explic sau ce? Nu-i drept ce zic la protest. Păi, bă, rima că e așa genială. Să fii mândru de părinte și te rog să iei aminte. Polițiștii au onoare, cinste, dar și grijă mare. Ei sunt gata pentru țară într-o zi chiar și să moară. Și-o tăguit un miliard de presă. Ceva mă face să cred că Cavcaliuc are dreptate. Polițiștii au onoare. Polițiștii au cinste, au grijă mare, sunt gata să moare, să moară. Și sunt sute, mii de asemenea oameni care lucrează în vari domenii, învățământ, poliție, medicină. Și mi-a plăcut ce a scris Occupy Guguță, o sunat aproape de inima mea îndemnul ăsta cu trebuie să fim mai mulți, trebuie să fim mai mulți, se cere asta. Dar și mai important este să înțelegem, înainte de a declara și de a ieși public, este și mai important să înțelegem că noi deja suntem mai mulți. Noi suntem mult mai mulți decât așii care vor încerca să-și găsească loc într-un avion. Mult mai mulți decât așii care vor spera că și ei ori nimeri în acele avioane care vor pleca din țară. Eu mă poate gresc orbește, poate gresc preoptimist, dar vreau să îndrăznesc să cred în ce aici spun. Vreau să încheiem cu ceea ce am atins la începutul acestui live, vreau să închei cu declarațiile lui Handu din emisiunea lui Gheorghe Gonța, apropo de condamnarea Republicii Moldova la CEDO. Hai că ieși împreună să ne înveselim, ghinișor. Nu, trebuie să stângă asta și revenim la Handu. Ce doamne condamnat ați pentru una din deciziile puterii de la Chișinău pe care ați reprezentat-o dumneavoastră și spuneți că reprezentat? Ce doamne condamnat astăzi pentru expulzarea profesorilor turci? Da, am văzut. Da, și acolo ilegal tot ce am făcut noi, obligați să achităm da, pe 25 acolo, de mii. Acolo să trebuiască să mult încă să săpăm și să aducem în ordine absolut tot ceea ce a făcut și inclusiv legislație. Cine se face vinovat de ceea ce? Trebuie să investigăm, inclusiv toți cei care au dreptul să investigheze ceea ce s-a întâmplat și să iei măsurile de... Mult, mult încă avem de săpat.
așa de mult avem de săpat, încât toți care erau la conducerea organelor care au avut de luat decizii, erau ai noștri și avem tare mult de săpat. Și face Botnar, șef PSIS? Și face Botnar, șef PSIS, Vasile Botnar, în timp ce aceste decizii erau luate? El era în vacanță în Turcia, el idei n-are ce se întâmplă. Și făceai tu? Tu auzeai secrete de stat, tu făceai parte din comisie, tu știi ei că urmează ceva să se întâmple. Dar n-aveai voie să spui. Dar și făcea domnul, cum zice Botnar, Vladusic, Plahotniusic, ce făceau ei? Și ai de săpat acolo, Candu, și ai de săpat. E ca uite, ia că tu, vezi, ia că tu, gaură, sub formă de Candu. Ia că aici se poate de săpat, 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 dar n-a să dai de adevăr. 25 de mii de euro pentru fiecare din cei 7 familii, pentru cele 7 familii, asta e vreo 125, da, sau câte acolo? De fapt, e vorba de 5 familii, și că aici tot e un detaliu important, că au fost 7 profesori, dar CEDOS și-a exprimat... anyway, hotărârea apropo de 5 profesori. Eu n-am citit hotărârea pe deplin și nu știu exact dacă poate doar 5 au avut avocați care se reprezinte. Anyway, e un detaliu, poate pentru voi contează. Dumnezeu, vă dați seama că oamenii ăștia e de grabă nu mai ajung la libertate? Oamenii ăștia nu se știe cât timp va fi Erdogan, ori ăla va fi mult. Viața e viață, multă sănătate tuturor, dar... Asta e o icoană, asta e o icoană a politicii moldovenești. Dacă până acum era o icoană fraza deja e mai bine, uite că de acum încolo, prieteni, puteți să trageți un rând de aplauză, tare, zgomotos, hai, de pe amu. Viața este viață. Multă sănătate tuturor. Bună ziua, domnule Candu. La Stăuceniu a dispărut 89 de hectare de pământ, din proprietatea statului și ați spus că e pentru arenă, arena Chișinău. Dar arena cu tot cu parcare și cu toate complexele urmează să aibă numai 10 hectare. Unde ați pleșin cu 79? Viața este viață. Mult sănătate tuturor. Haideți că trebuie să plec. Domnule Candu, scuzați de întrebare, poate deranjez, dar Andrei Brăguță, tot un tânăr, a fost omorât, a fost lăsat de angajații din minister, să moară în bătăi, snopit în bătăi, omorât cât era sub arest. Știți despre asta? Viața este viață. Mult sănătate tuturor. Domnule Candu, da, aveți fabrici de troli care toarnă minciuni, care lansează site-uri cu fake-uri de la Rita Orsalovski până la alți peștișori mai mitei. Și se întâmplă, domnule Candu, viața este viață. Mult sănătate tuturor. Afighitilna. Afighitilna. Eu cred că noi abia așteptăm momentul în care un asemenea personaj este încătușat și noi cu mare drag îi cântăm sau pur și simplu un cor îi spunem viața este viață. Mult sănătate tuturor. El a zis fraza asta. E că el a zis fraza și el a să trăiască cu această frază de acum încolo. Și această frază nu o să-i dea pașe. Și eu cred că noi la un moment dat chiar ar trebui să ne fie milă de ceva cu ăsta. Că el așa de tare a călcat pe greblă. Așa de tare. E că el a călcat și greblă i-a făcut pizdic. Și el a mustă cu capul plecat și el înțelege că el a călcat pe această greblă. Cert este faptul că Guvernul Republicii Moldova trebuie să execute decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului. Cert este faptul că la acel moment și în acel context, eu personal, în acele discuții care am fost la acele audieri în Parlament, am auzit o anumită informație, o parte din ea cu sigiliul secret de stat, care, mă scuzați, nu pot să le divulg. Atunci, autoritățile au acționat într-un fel. Acum o să zic că eu nu sunt specialist, dar eu am înțeles că instituțiile au acționat în baza unor protocoale și legi și sisteme și valori pe care le-au avut și nu vreau ce să... Ce doar zis Poftim? Ce doar zis altceva? Ce doar s-a referit din punct de vedere a legislației legate de azilul politic și de alte chestiuni? Ce doar well... s-a referit la chestiuni... Ce doar nu s-a referit la chestiuni de securitate? Mhm. Da, bratan, Cedu nu s-a referit la asta și tocmai de asta Cedu
eu tras o hotărâre în care te-am învinuit pentru că tu n-ai respectat niște puncte foarte importante din legislația cu privire la azil. Asta e. Tu poți să alungi oameni din țară, dar tu, ții minte, și spuneai, legea, instituțiile statului, democrația, tu trebuie asta să aperi. Dar tu n-ai făcut asta. Și 125.000 de euro Republica Moldova va plăti pentru că tu, oamenii tăi, o dat-o în bară. Cum, suca? Deși Buliga este pălmuită, Buliga zjălui la poliție, poliția face așa cum zice Buliga, poliția face deasula și omul este băgat la psihușcă, după asta omul primește 7600 de euro din partea statului pentru că Buliga și poliția sunt niște incompetenți și au băgat omul ăsta la spitalul de psihiatrie. Deși nu voi trebuie să plătiți oamenii care poartă aceste decizii, oamenii care aud aceste informații, ție pentru ce ți-o comunicat secrete de stat, Candu? Pentru ce? Că tu amuzi, zici că cineva a acționat, asta e deja tot făcut, scuzați, eu am mâinile curățele, aici poate puțin m-am murdărit, dar acum tot curățel. Mazoli, pentru că mă trag la turnic, dar ce se face? Hai următorul subiect, despre viață vreți să vorbim? Da, despre viață este viață. Multă sănătate tuturor. Ahuitele. Știi de ce zice, da? Nu ați citit? Și spuneți că până la urmă viața e viața, asta e viața? Eu n-am spus așa ceva. Ați distrus 7 familii. Voi ați auzit? N-am spus așa ceva. La distanță de un minut, Candu spune că n-a spus ce și a spus. Ahuitele, aur. Ne întoarcem. Hai, la video este. Secunda 40. Oamenii ăștia... Nu să știi cât timp va fi Erdogan, ori ăla va fi mult. Viața e viață, multă sănătate tuturor, dar... Băi, mă apuc de areia, fii atent. Viața este viață, multă sănătate tuturor. Treci un minut din video. Știi, și spuneți că până la urmă viața e viață, asta e viața? Eu n-am spus așa ceva. Ați distrus 7 familii. Eu n-am spus așa ceva. Prieteni, stai, Oleg, dă-ți mă... Voi, scuzați, s-a terminat chestia asta. Hai să... Noi cât să mă suntem? 800 și ceva de oameni în acest live, da? Voi ați auzit ce a spus Candu? Scuze, poate mâine noaptea, nu știu, confirmați-ne, ați auzit ce a spus Candu? El a spus că viața este viață, multă sănătate tuturor, pentru că el după asta, peste un minut a zis că el nu a spus așa ceva. Ce se întâmplă? Întrebare. Poate mulți dintre voi tind să cred că poate mai ales așa care sunt plecați și nu sunt în Republica Moldova, n-au absolut nicio legătură la regimul de la Chișinău. Și spunându-vă vouă să vă solidarizați sau să începeți să vorbiți, e un lucru destul de elementar. Mulți dintre voi faceți asta, distribuiți video, distribuiți link-uri cu știri, încercați să informați poate pe cei care au rămas în Republica Moldova. Dar poate se întâmplă să fie urmărit de cineva care e în sistem acum și e la îndoială. Să gândești că n-ar strica să deschid gura, dar e o leacă riscant. Varii riscuri. Eu niciodată n-am fost în pielea acestor oameni. Eu n-am cum să-i judic aspru pe oamenii care suntem să-și piardă jobul, oricât de mizer sau prost plătit ar fi el. Eu pot, repet, pot doar să mă consider un norocos că niciodată n-am avut de ales între blea, deschid gura sau mă ghinitac și las că streacă, să meargă și așa. Dar dacă se întâmplă să vadă acești oameni, iată, ce spune Candu, ce spun reprezentanții acestui regim, care ne fac pe noi să plătim sute de mii de euro pentru că ei se fut în legea din Republica Moldova. Pe urmă apare o curte constituțională care se fut în Constituția Republicii Moldova. Și sunt probe care arată asta. Nu? Dar noi avem bani, noi avem pațanași. Și cu ce poți tu să vii la cei care au bani și pațanași? Cu ce să vină Maia Sandu? Cu bani? Nu sau cu pațanaș? Ce are Maia Sandu împotriva lui Candu și bratva? De asta există noi, care avem alte forțe, începând de la like-uri, share-uri, mici comentarii, până la fapte o leacă mai mari, până la poziții civice o leacă mai pronunțate, mai puternici, până la dat de telefoane, până la formulat de texte, până la încurajat, susținut pe cei care își asumă curajul și își deschid gura, făcând parte din sistem. Fiind dați după asta afară, împinși pe geam. Eu repet, eu continui să cred că regimul care nu vrea să plece amu din Moldova e un regim care omoară. Sunt da figa probe din ultimii ani care demonstrează asta. Dacă voi împărtășiți acest gând a meu, dacă voi credeți la fel sau aveți ce adăuga, m-aș bucura să citesc comentariile voastre mai jos.
Până una alta, eu tare aștept ceea ce o să spună Comisia de la Veneția, chiar dacă oameni precum Candu declară că asta n-are decât și pur și simplu o recomandare. Noi să ne uităm la dânsa și zicem tax. Asta sau hârtie de viceu? Cu și să șterg păpăniață. Dar pentru mine asta contează mult și cred că pentru mulți dintre voi la fel. Recunoașterea internațională va face tot mai mult și mai mult ca cei de pe interior să înțeleagă, tac, stai o leacă, trenul se împli, trenul pleacă, dă sar și eu. Așa că, rebeatușchi, noi trebuie să fim mai mulți. Și cel mai important, noi trebuie să înțelegem că noi deja suntem mai mulți. Important e să îndrăznim să deschidem gura. Ne vedem cu mulți dintre voi la Chișinău. Bineînțeles că să mă duc în centru, dar o să fac niște adjumânii acasă, să fiu mai prudent când mă apropii de al de rebeata. Sau poate să mă îmbrac în Carlos Dreams și să cânt cu dânși ceva la gitară. Azi dăm care e strategia. Poate facem și un flash mob, poate mergem împreună ca să fim în securitate, cum s-ar zice. Să ne ținem de sfârcuri dacă se întâmplă vreun CP. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc celor care sunt receptivi și sunt activi pe online și reușesc să citească noutățile din Republica Moldova. Reușesc să-mi mai trimită și mic ceva. Reușesc să-mi trimită fotojabe ultra talentate. Apropo de personajele din politica moldovenească. Mulțumesc patronilor emisiunii Lumina care susțin în fiecare luni financiar acest proiect. Pentru cei care n-au prins de la început acest live, o să-l bag pe YouTube. Dar îți văd, asta o leacă îți durează de amui 3 dimineața la mine. Ar trebui să mă culc când începe să mă doară bițuha de lipsă de somn. Vă mulțumesc tare mult că ați urmărit. Sper că ați acceptat și ați tolerat momentele mele de ieșire emotivă și nervoasă, dar честное слово. Poate asta e primitiv, poate asta e preromantic, dar pentru mine băcata asta de pământ pe nume Republica Moldova încă mai contează, pentru oamenii de acolo. Eu nu știu cât asta să mai și, eu nu știu dacă poate într-o zi ai mei nu o să mai fie acolo și eu aș mă uit geografic la Republica Moldova, n-aș mă mai uit sentimental la această destinație și zic, da, eu am trăit și acolo o perioadă, am us în alt loc. Am alte considerațiuni, valori, idei în cap. Eu nu știu ce se întâmplă, dar ceva mă face să cred că în momentul în care oameni care pretind a fi la conducerea țării sau au fost la conducerea țării o dau în bar așa de tare, fut imaginea Republicii Moldova la nivel internațional, construiesc o Venezuela în Europa de Est și spun că ei n-au nicio treabă și spun că ei nu au spus ce și au spus un minut în urmă, în asemenea moment, eu cred că noi ar trebui să fim cât mai uniți. Ar trebui să fim cât mai mulți în a riposta la asemenea debili. Pentru că, repet, noi, nu știu, poate voi aveți pațanași, poate voi aveți bani, dați-mi de știri, poate folosim și noi metodica lor, dar deocamdată eu văd puterea noastră în altceva decât ce își folosesc ei. Vă mulțumesc încă o dată, mă închin, v-am pupat, ne vedem la Chișinău în câteva zile. Bye-bye, v-am cuprins.